Să rezolvăm ecuația bi pătrată. Am propus, spre rezolvare, ecuația x la a 4 minus 3x pătrat minus 10 egal cu 0. Dar cred că ar fi mai bine să complicăm puțin lucrurile. Prin urmare, vom lua o ecuație puțin mai complicată, x la a 4 minus 2x pătrat plus 2 egal cu 0. Deoarece această ecuație se poate scrie sub forma x pătrat, totul la a 4 minus 2x pătrat plus 2 egal cu 0, notăm x pătrat cu t. Atenție! Am ales să rezolvăm ecuația în mulțimea numerelor complexe și atunci t nu trebuie să fie neapărat mai mare sau egal decât 0, nu-i așa? Și atunci, după ce notăm x pătrat cu t, ecuația devine t pătrat minus 2t plus 2 egal cu 0. Această ecuație nu se poate rezolva mental cu ajutorul relațiilor lui Viet și atunci vom calcula discriminantul, este minus 4, ceea ce înseamnă că soluțiile ecuației au forma minus b plus sau minus i radical din minus delta supra 2a. Nu scriem niciodată radical dintr-un număr negativ, nu-i așa? Și atunci, teorile, soluțiile ecuației noastre sunt 1 plus i, respectiv 1 minus i. Dar t era x pătrat și atunci vom avea un prim caz în care x pătrat este 1 plus i. Evident, x nu poate fi număr real, nu-i așa? X trebuie să fie un număr imaginar și atunci notăm x cu a plus bi, număr imaginar, și cum x pătrat va fi a pătrat minus b pătrat plus 2abi, ei, acesta trebuie să fie 1 plus i, ceea ce înseamnă că a pătrat minus b pătrat este 1 și 2ab e de asemenea 1. Atenție, a plus bi era forma algebrică a numărului complex i, ceea ce înseamnă că atât a-ul cât și b-ul sunt numere reale. Întrucât B1 nu poate fi 0, x trebuia să fie număr imaginar, altfel ridicare la pătrat nu mai dă 1 plus i. Obținem că putem împărți prin b și să obținem că a-ul este 1 pe 2b. Și înlocuind în prima ecuație, a pătrat minus b pătrat e 1, devine 1 pe 2b totul a pătrat minus b pătrat e 1. De obicei prefer să mulțesc cu numitorul în ambii membri, adică cu 2b totul a pătrat cu 4b pătrat. Și obținem ecuația 4b la a 4 plus 4b pătrat minus 1 e 0. Notându-l pe b pătrat cu s, de data aceasta, b pătrat este mai mare sau egal decât 0. Și cum b era diferit de 0, e chiar mai mare strict decât 0, deoarece era un număr real, nenul. Și atunci rezolvăm ecuația 4s pătrat plus 4s minus 1 egal cu 0. După cum observăm, 4b la a 4 cu 4b pătrat minus 1 egal cu 0 a fost tot o ecuație bipătrată. Și folosim același șiretlic, același algoritm ca mai devreme. Rezolvăm această ecuație și obținem că s-ul este minus 1 plus sau minus radical din 2 pe 2. Dar atenție, radical din 2 este mai mare decât 1, nu? Și atunci, dintre cele două rădăcini, o să păstrăm pe cea pozitivă. S-ul trebuie să fie mai mare decât 0, deci S-ul trebuie să fie radical din 2 minus 1 pe 2 și e mai mare decât 0. Ceea ce înseamnă că B pătrat e radical din 2 minus 1 pe 2, deci B-ul va fi plus sau minus radical din 2 minus 1 pe 2. Nu o să încerc să scriu sub o formă mai frumoasă acest raport, nu o să raționalizez. Avem, prin urmare, pentru cazul X pătrat e 1 plus I, două subcazuri. Când B-ul este plus radical din 2 minus 1 pe 2, obținem că A-ul fiind 1 pe 2B e acest număr real de aici și atunci X1 A plus BI e 1 pe radical din 2 pe lângă radical din 2 minus 1, adică A-ul, plus BI, B-ul fiind ce am scris mai devreme. Pe de altă parte, pentru B minus radicalul, vom obține A cu semn contrar și prin urmare X2, a doua rădăcină, opusa lui X1. Și acestea sunt cele două soluții pentru cazul în care X pătrat e 1 plus I, dar mai avem un caz, când X pătrat este 1 minus I, adică 1 plus I conjugat. În acest caz, cele două rădăcini vor fi conjugatele rădăcinilor ecuației anterioare. Deci x3, x4 sunt x1 conjugat, respectiv x2 conjugat. x2 fiind minus x1. Și atunci,
Mulțimea soluțiilor ecuației date este formată din plus minus x1 plus minus x1 conjugat. Avem patru soluții, unde x1 este numărul complex scris mai devreme. Destul de simplu. Pentru exersare, vă recomand să rezolvați o ecuație bipătrată cu calcule ceva mai frumoase. Practic o să las ecuația prezentată anterior. Și aici avem rădăcini pur imaginare, dar calculele sunt mult mai prietenoase și până la urmă trebuie să ne concentrăm pe algoritmul de rezolvare al ecuațiilor bipătrate. Dacă vă sunt de folos informațiile date, urmăriți canalul de YouTube Mate cu Matei, deoarece urc periodic noi materiale. Pentru a vă abona, urmați linkul subscribe, iar dacă aveți nelămuriri, exprimați-le în comentarii. Succes!